Здравствуйте, Анна Александровна. Начнем. Здравствуйте. Ничего без министра. Am terminat ședința comună a executivilor Partidului Comuniștilor și a Socialiștilor, la care am finisat documentele legate de formarea blocului politic al Comuniștilor și a Socialiștilor. În hotărârea despre formarea acestui bloc sunt trasate cele mai importante sarcini care reiesă din activitatea viitoare a acestui bloc, dar este făcută și o mică analiză a situației care pe noi ne-a pus în fața necesității de a forma acest bloc politic. Prima noi împreună cu socialiștii, mă sunteți la curent, comuniștii cu socialiștii, am participat la alegerile parlamentare. Analiza acestei participări poate fi apreciată ca pozitivă și deja câteva luni activăm împreună într-o fracțiune a comuniștilor socialiștilor în Parlamentul Republicii Moldova. Și această activitate este constructivă. În această activitate noi nu avem divergențe nici din partea comuniștilor, nici din partea socialiștilor. Referitor la problemele și la proiectele de legi care se discută în Parlament și care se propun, altă treabă că tot ce se propune din partea opoziției, pentru că sunteți la curent, nu este acceptat și nu este nici introdus în ordine de zi, dar aceasta este deja pe sovestea actuale guvernări. Dar cel mai important, cine a impus pe noi și ne obligă chiar să formăm acest bloc politic, este situația tragică care s-a creat în Republica Moldova după venirea la guvernarea actualelor personaje. Noi din start, când s-a format guvernul, când s-a format coaliția de dreapta în Parlament, am spus și am ridicat întrebarea că noi nu avem încredere în acest guvern, în această coaliție a Parlamentului, pentru că în primul rând, ei nu sunt profesioniști, eu mă refer la membrii guvernului, dar și în Parlament sunt persoane care vai de capul lor, ei singur nu înțeleg ce nu merită în Parlament. Și ei nu sunt patrioți și nu îi doare pe dânșii nimic din acele probleme care le retrăiesc astăzi cetățenii Republicii Moldova și ce aici se întâmplă în Moldova pe toate dimensiunile. Și scopul principal acestui bloc să salvăm țara, să construim o Moldova adevărat democratică, dezvoltată, cu oameni bogați, cu dezvoltarea teritoriilor, cu dezvoltarea ramelor care sunt istoric caracteristici republicii și economiei țării noastre. Și să fim prieteni cu toate țările și vecini și mai departe. Noi avem experiență și noi și socialiștii avem experiență de guvernare. Noi am guvernat Republica Moldova 8 ani de zile și măcar astăzi este din guvern, în primul rând prim-ministru Gavrilet spune că 30 de ani de zile nu s-a făcut nimic, ea pur și simplu nu are timp, e ocupată, se vede prea mult, și nu are timp să citească ce s-a făcut în Moldova începând cu 2001 și până în 2009, câte probleme s-au hotărât, ce succes avea Moldova atunci și cum trăiau oamenii în țară.
De ce acest guvern trebuie să plece? Și mai departe noi am să studiem opinia cetățenilor de Republica Moldova, ce facem noi cu acest parlament, dacă ei merg mai departe pe unicele poziții numai, că mai mult de aceea că se ceară să cerșească credite, pe dânsii nu-i duci capul la nimic și iară înglodează țara în datorii extreme, care a să fie spatele poporului, care să trebuiască de întors cu procente, și iarăși tarife, și iarăși prețuri. De fapt, dacă spun într-un cuvânt, într-o propoziție foarte scurtă, țara astăzi, eu vă spun cu aceea practică și experiență care o am eu parcursul vieții. Și în anii sovietici am fost conducător în diferite instituții și pe urmă și apoi și în anii când am fost președinte Republicii Moldova. Eu înțeleg ce înseamnă să conduci țara și eu înțeleg cât e de complicat. Deși e cea mai fundamentală apreciere actuale guvernări, asta țara nu este condusă de nimeni. Asta e imitație. Asta nu, ei se joacă de a conduce. Dar, de fapt, nici pe dimensiune. Nu controlează nimic. Nu se implică în nimic. Nu pot opri nimic. Nici prețurile, nici tarifele, nici nimic. Dacă încă nu a ieșit la suprafață rezultatele acestor fără de legeri, acestor activități, așa numitor structuri care astăzi subordonează lor, a să iasă. Și poate fi și mai urât și mai tragic decât pe vremea lui Plahotniuc. De fapt, ei folosesc metodele absolut moto-moto a lui Plahotniuc, a lui Felat și cine a mai condus timpurile respective și cu cadre, în toate posturile sunt numai persoane de-a lor, afiliate lor, toate posturile sunt cu rude, cu interese, cu apropiații lor și mai departe. Nimic în Moldova, altceva, principiile de bază care sunt puse la selectarea cadrelor, ei nici nu le cunosc și nici nu le-au cunoscut niciodată, deși ei nici nu le respecte. Ei cred că impresia lor este de așa natură că ei cred că au venit la guvernare pe toată viața. Dar totul în lumea aceasta și în viața aceasta are și început, are și sfârșit. Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media, într-adevăr, astăzi anunțăm public deja crearea blocului permanent politic între Partidul Socialiștilor și cel al comuniștilor. Dacă până acum dumneavoastră știați că suntem bloc electoral, deja suntem o treime deputați în Parlament, suntem cea mai mare forță de opoziție și suntem un bloc politic permanent. Ce a stat la baza formării acestui bloc, deja a expus domnul președinte Voronin, există necesitatea de a consolida forțe sănătoase. În acest sens, lansăm astăzi și inițiativă privind crearea unei platforme naționale de opoziție, platforme care va cuprinde tot spectrul de partide politice, organizații obștești, societate civilă, experți, cetățeni activi. Această platformă nici de cum nu va avea caracter politic sau geopolitic și doar urmează să consolideze acei oameni care înțeleg toată tragedia prin care trece astăzi Republica Moldova. Deja nu mai vorbim despre subjugarea politică a justiției, a procuraturii, despre justiție selective, despre aceste show-uri de prost gust cu mascații. Deja nu mai vorbim că Curtea Constituțională este o filială de partid și este controlată din afară țării. Deja este clar că sectorul bancar, Banca Națională, nu este controlată de autoritățile din Republica Moldova. Deja devine clar că fiecare minister este condus de persoane străine și nu știm realitatea în cadrul fiecărui minister. Chiar și președintele Republicii Moldova este conciliat și este supravegheat de o persoană. Noi înțelegem foarte bine că avem parteneri de dezvoltare și suntem gata să asigurăm o diplomație sănătoasă, un dialog civilizat, astfel încât să soluționăm acele probleme care sunt.
De aceea consolidăm forțele noastre, de aceea că dorim să avem și o guvernare competentă. Dorim să avem o echipă de profesioniști, integri care deja au demonstrat că pot asigura rezultate. Echipa noastră este gata să asigure normalitate în formarea prețurilor, tarifelor, începând cu gazele naturale, electricitate și atunci când vorbim de produsele alimentare și medicamente, care au crescut, practic, s-au dublat prețurile la medicamente și produsele alimentare. Situația este tragică pentru cetățenii Republicii Moldova. Atunci când mergem în teritorii, este grav și este foarte greu să discuți cu oamenii atunci când te întreabă că, și aduc la cunoștință că nu pot face față cheltuielilor, nu au cu ce hrăni copiii, nu au cu ce trimite copiii la grădiniță sau la școală, nu au bani de transport, nu au bani de facturi. Situația deja nu este politică, situația este pur și simplu dramatică. Și Republica Moldova, cetățenii acestei țări, chiar trebuie salvați, deoarece ei nu fac față acestei guvernări irresponsabile. Avem un guvern foarte slab, politizat și cu miniștri care nu știu ce să facă. Ați văzut, am inițiat moțiune simplă împotriva Ministerului Justiției, împotriva Ministerului Sănătății și în loc să avem o discuție civilizată, să discutăm despre soluții, am văzut discuții patetice, deplasate, am văzut niște argumente absolut lipsite de profesionalism. S-au anulat concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice, acei care au promis oamenilor meritocrație pun și promovează în funcție exclusiv persoane de partid sau chiar și rude. Noi observăm cum este subjugată practic CNA și nu este problemă cu cine este șeful CNA. Dar dacă înainte instituția a fost cel puțin formal independentă, astăzi 20 de deputați în Parlament pot să numească șeful CNA și anual pot să-l demită. Același lucru este și în cadrul audiovizualului. Și uitați-vă ce spune guvernarea. Atunci când ei sunt criticați pe drept că oamenii o duc mai rău, că este sărăcie, dânșii nu caută problema în lipsă de capacități profesionale. Dânșii nu caută probleme în guvern, în miniștri. Ce spun dânșii? Că ei trebuie să lupte deja cu propaganda. Adică de vină în Republica Moldova este media. Sunt jurnaliștii care fac reportaje sau scriu despre acele probleme cu care se confruntă cetățenii. Și uitați-vă, deja anunță că legislația o fi și mai mult înăsprită, astfel încât ei se pot face imixtiune în politică redacțională a mass-mediei. Ei nu văd problema în oglindă, ei văd problema doar în faptul cum lucrurile sunt reflectate în media. Dânșii sunt gata deja să lupte cu jurnaliștii în comozi, dânșii sunt gata deja să deie oponenților politici pe mâna, nu știu cui, mascaților. Acest guvern trebuie să plece. De aceea astăzi blocul nostru vine cu câteva anunțuri importante. Prima, mergem la consultări cu cetățenii Republicii Moldova și vom supune evoluării și externe și interne guvernare din Republica Moldova. Dânșii foarte des vorbesc despre evoluare externă, a justiției, a diferitor instituții. Blocul nostru va supune evaluării din partea cetățenilor această guvernare. Vom veni cu mai multe instrumente legale și constituționale, astfel încât cetățenii se pot expune pentru demiterea și a guvernului și în perspectivă și altor instituții ale statului. Cetățenii Republicii Moldova trebuie să fie auziți. În acest fel, în acest sens, vom ajuta cetățenii Republicii Moldova ca vocea lor să obțină o formă politico-juridică. La sigur vom iniția în Parlament moțiune de cenzură împotriva acestui guvern. Deoarece nu mai sunt argumente cum acești oameni pot să rămână în funcție și pot să asigure activitatea guvernului, pentru care achită din buzunarele lor goale cetățenii. Vom iniția consultări cu cetățenii în fiecare sat din Republica Moldova, adunările în sate, în centrele raionale, astfel încât cetățenii să vină cu aprecieri, cu evaluarea activității guvernării. Și pe parcurs vă vom informa despre rezultate. Ultima, această platformă națională de opoziție la care am făcut trimitere. Noi, socialiști și comuniști, blocul nostru, noi nu avem probleme cu rating politic, noi nu căutăm aici careva chestiuni de PR, de promovare.
Pe noi ne interesează consolidarea forțelor sănătoase a societății, care sunt gata să contribuie și la o poziție de calitate și totodată la o viitoare guvernare transparentă, cu concursuri publice, cu profesioniști și cu soluții pentru cetățeni. În acest sens facem apel către partidele politice înregistrate în Republica Moldova, către organizațiile profesionale, către ONG-uri, către experți, cetățeni activi, jurnaliști, administrație locală. Cu toții dumneavoastră sunteți bineveniți în această platformă națională de opoziție. Ca împreună cu dumneavoastră să elaborăm și acțiuni, și soluții, și ca cetățenii Republicii Moldova să fie consolidați, auziți și părerea lor, opinia lor să fie respectată. Vă mulțumim! Dacă sunt întrebări eventual, suntem gata. Да, пожалуйста. Комсомольская правда, Леонид Рябков. Скажите, пожалуйста, а в парламенте, в фракции блока коммунистов и социалистов, вы едины по всем вопросам или у вас есть разногласия по каким-то отдельным? Нет. Разногласий до сих пор не было ни по каким. Мы встречаемся на фракции и уточняем отдельные вопросы, связанные с теми или иными предложениями по включению в повестки дня. Пока что у нас на фракции не идет никаких, не ведутся никакие политические дискуссии на какие-то темы, не связанные с деятельностью парламента. Мы обсуждаем только то, что касается повестки дня парламента и вопросов, как нам себя вести при обсуждении тех или иных вопросов. И вы единодушны? Во всем. Да, если позволите здесь, господин президент, очень многие так называемые эксперты, аналитики, прочили нам какие-то конфликты, пытались нам создать какие-то дешевые интриги. Мы не правые политики, это у правых политиков. Мы помним, сколько было эпизодов Санта-Барбары, когда они начинали хорошо, потом они пилили, да, не только публичные фонды, но и распределяли между собой прокуратуру, судебные инстанции. В конечном итоге создавали бесконечные скандалы. Нас объединила идея, и мы едины вокруг этой идеи. Сегодня страну надо спасать. Спасать от правого сектора, от тех, кто пытается внедрить цензуру, от тех, кто ввел полицию нравов, как в 1933 году, когда прокуратура работает по указке. Своих они не трогают, они просто определяют политических оппонентов для расправы. Мы сегодня объединяем все здоровые силы для того, чтобы обеспечить гражданам Республики Молдова другую власть, профессиональную, патриотичную, которую заботит моменты того, что люди кушают, которые заботят цены, которых заботят пенсионеры. Пенсионеров сегодня обманули, потому что 30% на пенсии сегодня съест инфляция. Поэтому нас объединяет больше, чем объединяет правых политиков. Правые политики всегда воровали, приватизировали и потом искали виноватых. Мы объединились для того, чтобы строить. И все периоды, когда во власти была эта команда, это были периоды, когда был государственный банк, государственный аэропорт, когда людям повышали пенсию на 20%, когда педагогам и медикам повышали заработные платы. Мы та команда, которая сумеем обеспечить альтернативу и которая сумеем обеспечить нормальное будущее этой стране. Если сохранится то, как есть сегодня, то через 2-3 года страна будет просто продана с молотка. Сегодня уже очевидно, что и левые силы, и правые силы недовольны тем, что происходит в стране, недовольны деятельностью правительства. Вы немножко затронули эту тему дискуссии с правой оппозицией, может быть, в парламенте. И все-таки вы как-то планируете или видите взаимодействие с представителями, да, гражданским обществом или с правыми политиками общее какое-то взаимодействие на выработку общей повестки к тому, чтобы вот найти то самое решение по выходу из сложившегося кризиса? Если бы мы доходили эти точки соприкосновения, не было бы необходимости формирования этого блока. Сколько я не помню по счету, больше 40, по-моему, проектов законов, которые выдвинуты официально, зарегистрированы, выдвинуты в парламент, даже в повестку дня заседания парламента не включены. Какая может быть общая позиция и общая точка
на проблемы. У нас совершенно радикально все. У них одни цели, которые ни в коем случае не приближаются близко даже к тем задачам и целям, которые мы проповедуем в своих партийных программах, которые мы решали, будучи во власти. Абсолютно близкого ничего нет. Поэтому это и вынудило нас, так сказать, идти на формирование этого блока, чтобы противостоять этой всей агрессии. Потому что за всем этим, если мы проследим внимательно, что происходит и как происходит, а у нас, слава Богу, уже опыта есть и советского, и в нынешних условиях, мы видим тенденцию к уничтожению молдавской государственности. Вот что нас беспокоит в первую очередь. Все то, что они делают, это именно ведет и может привести к такому трагическому результату. Василий Михайлович, я вам розповім про Чезарі на часну платформу. А це довготлава, треба ревнувало. Același subiect, această platformă națională de opoziție, dacă ar putea să se alăture și alte formațiuni de doctrină, de stânga, de dreapta, eventual dacă ar putea să adere și Partidul Șor sau formațiunea Partidului nostru, al lui Renato Usatăi. Deci, m-am așteptat această întrebare. V-am zis mai sus, vom fi foarte și foarte adecvați. Atunci când am promovat ideea creierii acestei platforme, ne-am ghidat nu de interese de partid, nu de interese de bloc și nu de interese de conjunctură sau de rating. Pe noi ne interesează consolidarea forțelor sănătoase. Și sine de participanți urmează să avem dialog. Eu vreau să vă aduc un exemplu foarte bun. În 2019 noi, socialiștii, am avut capacitatea să avem un dialog civilizat și am avut capacitatea să ne unim cu dreapta. De ce? Că întreaga țară a dorit schimbări. Și am făcut tot posibilul ca țara să nu mai fie capturată, ca să nu existe presiune asupra cetățenilor, politicienilor, ca agenții economici să nu fie lipsiți de proprietăți și de afaceri. Și am făcut ceea ce era perfect necesar și ceea ce au dorit cetățenii. Altceva că după aceasta cineva consideră și cineva dorește să preia funcția lui Plahotniuc, asta este problema zilei de astăzi. Dar noi suntem capabili și noi invităm la dialog și partidii de dreaptă, și partidii de centru, și partidii de stângă, indiferent de doctrini, indiferent de aspecte geopolitice. Reiterăm, noi nu creăm o platformă politică cu scopul de a merge cu ea în careva campanie electorale. Este vorba că, în primul rând, trebuie să discutăm acele probleme care sunt. Trebuie să vedem care sunt mecanisme și instrumente de luptă cu această putere care este foarte, foarte nocivă și care are niște instrumente și niște apucături dictatoriale. Noi, da. Lupta cu puterea, inclusiv prin metoda protestelor, stradale, ați putea să ieșiți împreună cu Partidul Șor? Noi suntem stataliști, noi suntem oameni care respectă Constituția țării, noi suntem oameni care respectă legile țării și noi am demonstrat că știm să respectăm și democrația și libertate de întrunire, și alte libertăți. Astăzi oamenii iarăși sunt filați, există dosare la comandă. Apropo, și acum, neavând niciun temei și niciun argument, ei au aprobat decizia privind introducerea stării de urgență. Mi-a știți că încă o lună noi suntem în stare de urgență. De ce? De care sunt motive? Și nu din motive pandemice, dar din motive politice, ca oamenii să nu pot protesta, ca să introducă cenzură. Și apropo, uitați-vă, eu chiar rog colegii de la Jurnal TV să faceți cunoștință încă o dată cu acel proiect de hotărâre care a fost votat de Parlament. Acolo este și compartiment ce ține de activitatea mediei, unde SIS-ul are dreptul să intervină în politică de redacție, în cazul de redacțională. Adică noi suntem gata să discutăm cu orice partid, dar am zis, nu doar partide politice, ONG-urile, organizații profesionale, cetățeni activi. Un cetățean activ poate adera la această platformă. Cu fiecare o să discutăm separat, o să vedem dacă la noi coincid, da, ideile și viziunile și o să luăm decizii individuale. Noi nu suntem gata astăzi să vă anunțăm. De noi trebuie răspuns concret. Cu Partidul Șor nu o să concurăm. Cu așa partide. Da, partidul nostru, formațiunea partidului nostru. Cine este? Renato. El are nuntă în Dubai, dă-i pace.
școli. Domnule Voronin. Nici cu partide de teapă aceasta, nu, categoric nu se acceptă. Nici nu se discută aceste lucruri. Dar cu oameni, că n-ai și ce buletin de identitate dacă se vorbește despre proteste stradale sau despre altceva, participare. N-ai și ce buletin de identitate. Dacă el are poziția respectivă și dorește să participe la aceste proteste, care e problema? Am o singură întrebare personală pentru dumneavoastră. În contextul în care noi știm că au fost făcute noi demersuri privind investigarea dumneavoastră și acțiunilor dumneavoastră din anul 2006 și după 2006, atunci când exercitați cel de-al doilea mandat de președinte, este vorba de cazul Ascom Group, când a fost semnat un protocol de intenții și urma să fie semnat și un contract, astfel ca Republica Moldova să importe gaze naturale din Kazahstan la un preț de cel puțin de două ori mai avantajos decât gazele furnizate de Gazprom, aproximativ 76 de dolari mie de metri cub. Ulterior, până în 2018, această cifră ar mai fi crescut, dar oricum se preconiza un preț mult mai avantajos decât gazele oferite de Gazprom. Sunteți acuzat că prin acțiunile dumneavoastră ați prejudiciat interesele consumatorilor cu 8 miliarde de dolari și până la urmă interesele statului, securitatea energetică a țării. Cum răspundeți acuzațiilor? Eu nu cunosc așa informații care dumneavoastră acum le-ați propus, le-ați citit prima dată, Leot. Ați fost acuzat că ați reclitat acel proces. Nu. Să nu importe gaze din Kazahstan. Nu cunosc nimic. Deci pe ei export din Kazahstan, nimic. Astea sunt invenții de la voi. Ați expediat scrisoarea lui Nasrutan Nazarbayev? Stai că eu am ajuns acolo, nu te gărbi. Dar așa proiecte cu import din Kazahstan nu au fost precautate niciodată în timpul guvernării noastre. 15 martie 2006 a fost semnat protocolul de intenții. Eu răspund la întrebare, eu nu fac comentarii ta periclicică. Nu a fost. Scrisoare lui Nazarbayev, la rugămintea lui Nazarbayev, cine este persoana respectivă, da, a fost trimis. Și această scrisoare a fost public, în presă, nimic secret. Dar nu, asta e toată invenție, că am pierdut milioane, miliarde. Cei care au pierdut, las le caut, unii le-au pierdut. Numai nu din cauza noastră. La 15 martie 2006 a fost semnat protocolul de intenție. Și o să termină. S-a terminat, atât. Domnule Bătrâncea, ați anunțat anterior că activitatea mass media ar putea fi cenzurată. Conducerea PAS-ului... Dar n-ar putea fi, este cenzurat. A vorbit de mai multe ori că este vorba de propagandă și că au unele acțiuni în raport cu aceste televiziuni. În opinia celor de la PAS, da, faza că nu există propagandă, știți ce înseamnă? Că numai ei sunt invitați la televiziunea publică, Moldova 1, care este întreținută de cetățenii Republicii Moldova, din banii publici, de altfel. Opoziția nu este văzută de televiziunea publică și PAS a obținut ceea ce a dorit toată perioada lor, că numai ei sunt promovați de media și asta pe dânsii ca și cum îi mulțumește. Ce ține de luptă cu propaganda? Încă o dată reiterăm. Acest demers a apărut acum, urmarea ultimilor sondaje de opinie, urmarea revoltei cetățenilor față de prețuri și tarife. Adică dânsii nu cred că oamenii se revoltă sincer, că oamenii atunci când primesc, când municipiul Chișinău facturi de 4, 5, 6 mii de lei la gaze, oamenii pur și simplu n-au nicio capacitate de plată. Iată, chiar și în aceste situații, sau când cetățenii Republicii Moldova nu pot cumpăra medicamente care eu, practic au crescut în două ori. Și iată, atunci când ei sunt criticați, ei spun că asta e propagandă. Mie îmi pare că ei deja declară război nu doar mediei, dar tuturor cetățenilor care se revoltă și au toate motive să critice guvernarea. De aceea lupta aceasta cu propaganda noi deja am văzut-o în perioada lui Plahotniuc. PAS până acum nu a inventat nimic altceva decât metodele lui Plahotniuc în raport cu oponenții politici, cu presa incomodă, în raport cu cei din teritorii, că astăzi sunt amenințați agricultorii, că astăzi sunt amenințați cei din administrație locală. Astăzi vin diferiți emisari a PAS-ului în teritoriu și amenință oamenii, cetățenii. Și pe noi ne miră că nimeni nu observă aceste lucruri. Nimeni nu face din asta, mă rog, subiecte de rezonanță. Iată recent, de ziua procuraturii, a avut loc o petrecere frumoasă, în local de noapte.
Unii au fost sute de procurori și... Fără procurori. Atenție, ați urmărit, ați văzut măcar o declarație a doamnei Maia Sandu. Ați văzut investigații jurnalistice, a presiei de dreaptă. Nimic. Tăcere. Dar știți de ce? Că asta deja nu a fost acea procuratură. Asta deja este procuratură reformată, trecută prin evaluare externă și deja este procuratura aceea care ajută pasul. Și de aceea ei nu pot fi criticați. Dar dumneavoastră vă închipuiți măcar ce ar face societatea civilă, partidii de dreapte, dacă așa petrecerea era organizată pe timpuri. Și asta că se înțelegeți în plină pandemie, că să înțelegeți în, atunci când în țară este introdusă stare de urgență, tăcerea. Sau cu acest cortegiu, v-a plăcut faza? Că acolo nu era niciun pacient. Și iese doamna Nemirencu abia ieri, au trecut niște zile, ceva timp. Să spună că da, a fost o doamnă cu traumată, cu traumatisme la cap, a fost deci dusă la spital. Dumneavoastră vă închipuiți că așa ceva să fie pe timpul? Atrageți atenție, doamna mai ce spunea? Că va de zice de cortegii, de pază, de chestii. Noi vedem că cortegii sunt și sunt întărite. Noi vedem că s-a majorat bugetul SIS-ului, SPPS-ului, s-au majorat toate bugete, posibile și imposibile. Ministerii noi, dânșii chifuiesc de banii publici, la Condrița, la Hulercani și așa mai departe. Și nimeni nu observă aceste lucruri. Sunt duble standarde, dar aici ei numesc, atunci când îi critici, îi spun că asta e propaganda. Asta nu e propaganda. Asta sunt pur și simplu lucruri care le spun cetățenii, care nu sunt mulțumiți de calitatea conducerii, administrării a Maia Sandu și a echipei. Și încă o întrebare, cum apreciați activitatea celor două guverne, ședința care a avut loc? Am văzut și un comunicat critic referitor la aceste evenimente. Foarte simplu. PAS a introdus stare de urgență. 1. 2. Să avem situația pandemică. 3. Orice vizită delegație costă bani. Dorim să vedem agenda. Deci noi suntem gata, indiferent de ce, despre ce țară este vorba, suntem gata să susținem anumite măsuri. Dar ca să discut despre roaming, mie îmi pare că aceste discuții puteau fi organizate și în online, de exemplu. Da? De aceea nou ne-a părut că a fost o acțiune de PR promovată masiv. Noi observăm multe mesaje patetice. Adică a fost o măsură de partid. A fost o măsură politică. Și cetățenii Republicii Moldova ce au primit? Roaming, despre care se vorbește deja de 10 ani, a început primul să vorbească filat. Chiar ca și acele 10 milioane deja din 2014 în Călean. Ca și acele diplome. Și ce au primit cetățenii? Acesta trebuie să fie criteriul de bază. Ce au primit cetățenii? Doamna Maia Sandu a bătut toate recordurile posibile și imposibile la vizite în afara țării. Noi vedem că chiar și dacă e pandemie, sunt cheltuieli exorbitante pentru primirea delegațiilor. Și cetățenii achită aceste delegații. Bine, ei au dreptul să organizeze aceste activități, dar criteriul trebuie să fie unul singur, eficacitate. Ce primesc cetățenii în schimb că vine delegație? Sau când delegația noastră pleacă și cheltuie banii publici? Noi vedem lipsă de modestie, noi vedem lipsă de economie a banilor publici, dar cu părere de rău nu observăm rezultate palpabile. Inclusiv și în cadrul acestei acțiuni de PR organizate de Guvernul Republicii Moldova, atunci când au invitat guvernul de la București. Eu cred că și noi credem că agenda putea fi mult mai consistentă. Și eu ce să ne позволите, извините, Ольга Сосковска, чем брать. Вчера Нацбанк сделал очень такой удручающий прогноз, по сути, по галопирующей инфляции, к концу года она может достигнуть практически 20%. И сейчас. Да, но это такой пессимистичный. Более того, вся кредитная история наших коммерческих банков, она буквально на этих днях, она дорожает для простых потребителей, для экономических агентов. Есть ли уже разработаны или намерен ли блок коммунистов и социалистов разработать ряд конкретных мер, чтобы действительно через парламент помочь людям, населению справиться? С парламента мы не можем пройти, потому что наши предложения не принимаются, не включаются в повестку, я говорил, даже не рассматриваются. Поэтому мы и создали этот блок, чтобы с народом эти вопросы решать, если мы не можем решить законным путем через парламент. Национальный банк повысил ставку рефинансирования. Что это значит для простого человека? Это значит, что задним числом многие контракты кредита, в том числе ипотеки, будет проведен перерасчет.
в том числе прима касса, в том числе ипотека. И это говорит о том, что людям придется за их кредиты платить еще больше денег, то есть это еще больше нищеты. Мы об этом говорили выше. Проблема в том, что государство Республики Молдова сегодня не имеет никакого влияния на Национальный банк. Чего не было, скажем, в период до 2009 года, когда в Национальном банке были резервы увеличены до 4 миллиардов, когда Национальный банк проводил монетарную политику в интересах Молдовы и ее граждан. Сегодня Национальный банк делает только то, чтобы повысить доходы собственные, доходы банков. К сожалению, сегодняшние власти не пытаются даже ничего говорить о Евуларе Экстерне, да, о Бенче Национале. Дичейн Успун абсолютно не миг, ни чуну, один депутат, один министр, ну спуня абсолютно миг, где губернатору Бенче Национале. Снукредит скачет лукру все продучи интемплатор. Лор люзис фуартиклар, ну атинджит субъекту Бенче Национале. Ну атинджит с персуана губернаторлы. Аша куми, ну атин дефат не чанреу, да кац обсерват, на месаж лор публичи. Но им вот атом прюну купас, на легислатура трикуты, на апреле и мае анулой трикут, инициатива привент deci am acordat vot din încredere Andreului și am chemat Andreu să plece în demisie. Iată, astăzi pas este la guvernare. De ce nu cere demisia conducerii Băncii Naționale? De ce pas, mai asamblu, nu cere demisia conducerii Andreului? Acolo unde sunt oameni care primesc salarii exorbitante, cosmice, de 70, 80, 100, 150 de mii de lei pe lună. Pas nu îi observă. Ei au justiție selectivă și la dânsă și retorica politică este foarte selectivă. Noi considerăm că ceea ce face Banca Națională cu aceste majorări este foarte periculos în condiții în care oamenii și așa o duc greu. În loc să vină cu măsuri de stimulare, să stimuleze economia națională, să ajute cetățenii, dânsă și mai mult înăspresc condiții ca Banca Națională, ca Andreea și tot restul să simte confortabil. Este vernuță în Italia. Daniela Andreev Proteve, știu în ce bancul Mișcarea Alternativă Națională care a anunțat că formează o solicitație la... Noi o să discutăm absolut cu fiecare forță sănătoasă. O să discutăm cu toți. Platforma de opoziție va fi deschisă. Inclusiv dacă domnul Ion Ciban va avea asemenea viziune sau dorință sau intenție, evident că vom discuta și cu domnul primar general. De ce nu? Dar ați discutat în general despre această inițiativă a domnului Ciban de a-și crea propria platformă politică? La etapă de astăzi, vă spunem foarte sincer, noi am discutat numai crearea blocului cu Partidul Comuniștilor. Alte discuții nu am avut, nimeni cu noi nu s-a consultat. Fiecare ia decizii așa cum îi spune conștiința și fiecare ia decizii reșind din propriile lui calcule. Astăzi noi vorbim doar despre acest bloc și acest bloc vine cu o inițiativă, inclusiv, de ce nu, și către domnul primar general. Da. Anterior, când domnul Ciban a plecat din Partidul Comuniștilor, a fost numit trădător. Acum vedem că se retrage și din Partidul Socialiștilor și creează propriul partid politic. Una cu alta nu se integrează. Atunci era trădător și pentru istoria Partidului Comuniștilor rămâne trădător, dar dacă el are votul de încredere a cetățenilor Chișinău și este primarul general, noi lui nu-i punem condiții că el să adere la Partidul Comuniștilor. El nu ne trebuie un partid. Noi înțelegem, chiar înțelegem aici atitudinea postului dumneavoastră respectabil, am un respect deosebit față de ProTV. Consider că anume în studioul ProTV-ului, în studioul doamnei Bogza, domnul Chertoacă a devenit de 3 ori primar general. Am asistat la toate fără de legi care au fost, au avut loc în municipiul Chișinău, sute de hectare de pământ de care au fost dilapidat municipiul, clădiri istorice, 140 de clădiri istorice și de arhitectură. Acest oraș a fost jefuit, acest oraș a arătat ca nu știm ce, numai nu ca oraș. Domnul primar general a avut, domnul Ciban a avut capacitate, da, să câștige aceste alegerile și majoritatea cetățenilor din Chișinău zic că el lucrează bine, activ, are rezultate, indiferent ce relații personale noi avem. Așa că eu poate cuiva înțeleg că este cuiva îi pare rău că deja nu mai este Dorin Chertoacă în fruntea primăriei. În fine, istoria politică este diferită, dar astăzi cetățenii Republicii Moldova doresc careva schimbări, o duc rău.
Și noi nu vrem să vorbim cu dumneavoastră, cu media, despre cine și cui și ce a spus 10 ani în urmă, 20 de ani în urmă. Noi vrem să vedem ce facem astăzi și cum putem ajuta cetățenii. Deoarece acest bloc, această platformă are idei și pe viitor. Vrem să asigurăm o guvernare de calitate. Ca cetățenii Republicii Moldova să vadă o agricultură performantă, să industrializăm țara, să construim economie, ca Banca Națională să aibă măsuri stimulatorii pentru piață. Ceea ce am făcut împreună, impozit zero pe venit, la venit reinvestit. Niște măsuri pentru noi afaceri în Republica Moldova. Dacă ați observat, nimeni astăzi nu vorbește, eu vorbesc de cei de guvernare, de economie. Noi vrem să elaborăm împreună cu toți care doresc și ne văd parteneri despre idei sănătoase, ce se poate de făcut pozitiv pentru Moldova și pentru cetățenii ei. Ajunge, da. Vă mulțumim foarte mult pentru timpul dumneavoastră prețios, vă dorim multă sănătate și o zi frumoasă. Și voi, reciproc, trebuie să ne doresc blocului nostru succes. Asta fi și succesul vostru. Da. Să ne împreună ca să totul prețelă stăiați.